De ziua orașului iubit, știți bine că am avut invitați de onoare. Și așa cum v-am promis în ediția trecută, venim azi cu mai multe detalii despre cei care sunt Bravo și ne cântă de câteva decenii Caneșna Băsea, tam tararam Băsea. Trecută am promis, așa că ne facem datoria. Acum vi aducem în carne și oase pe cei mai bravo muzicanți din Rusia, trupa Bravo. Veniți de hramul Chișinăului, artiștii și-au dat liber la vorbe. Știu foarte multe lucruri despre Moldova. Am fost aici prima dată în 1978 la o competiție. A fost primul oraș în care am mers singur, fără părinți. Știe omul muzica și mai știe cum se caracterizeze noua generație de artiști. Gunoaie au fost mult dintotdeauna și acum sunt multe, dar este și multă muzică bună, care îmi place. Ciudat, Robert de boala vedetismului nu s-a îmbolnăvit, pentru că... Nu am fost bolnav de așa boală pentru că am devenit membru al trupei Bravo, când aveam deja 30 de ani și până la asta mă băteam cu capul de pereți încercând zeci de profesii. Am fost paznic, am fost operator de uzină și nu-mi plac deloc fițele. Și care voi este riderul? Căci e obișnuit ca fiecare să aibă fițele lui de vedetă. Avem un rider simplu, sandvișuri, fructe, suc, ceai. Chiar puteți să mergeți în camera de grimare să înțelegeți că nu suntem capricioși. Fără prea mult glamour, ca niște oameni obișnuiți, apropo, și pe ei criza nu i-a ocolit. Din cauza crizei, concerte sunt mai puține. Nu ne-am fi iertat dacă nu aflam planurile, căci fanii așteaptă ceva nou-nouț. Pe primul plan stă un nou album, care este așteptat de mult timp de către fani. Ми група Браво. Привіт з Мостове, Молдова.